Din punctul dumneavoastră de vedere, ca președinți de instanțe din Gurgi, ce ar trebui să înțeleagă un ziarist din presa locală din treaba asta? Deci fapte din 2017, suntem în 2024, nu s-a terminat procesul la fond, 5 amânări ale pronunțării urmate de o repunere pe rol. În condițiile în care majoritatea avem de pildă copii care când ia vacanța de vară ne spun, am teme de făcut. Copiii așa aducă timp pentru teme, pentru că vacanța de vară nu durează la nesfârșit. La fel și un judecător, mi se pare elementar. N-am fost și nu o să fiu magistrat. Dacă înveți fapte din 2017 și tu ții dosarul 3 ani, care mai e sensul să mai cheltuim bani publici și să mai judecăm? Atât ziaristul, cât și judecătorul trăiește într-o comunitate și are datoria și profesională și morală să contribuie la bunul imers. Iar în cazul de față, în județul Gorj, sunt câteva sute de mii de persoane afectate la modul real, la nivel de calitate sau lipsă de calitate a unui serviciu elementar, apă și canalizare, de prestația acestui manager. Ori mă gândesc că și colegul dumneavoastră care ține acest dosar de 3 ani trăiește aici și știe contextul. Aș mai avea și o întrebare. Cred că ar trebui să vorbim și despre venerea în justiție și despre parteneriatul care ar trebui să existe între conducerile instanțelor de Gorj și presa locală. Nu ca ziariștii se întâmplă să te uităm pe portalul instanțelor de judecată și să judecăm fiecare așa cum putem anumite dosare în ceea ce vedem acolo. În permisiunea noastră o să vă dau un singur exemplu. Directul general de la APARIGE, de parte din 2017, a fost trimis în judecată pe 16 martie 2021. Din 16 martie 2021 până 17 mai 2022, dosarul a stat pe camera preliminară, includându-se între judecătoria Dăbuiu și Tribunalul. Practic, procesul propriu-zis începe la judecătorie, la secția penală, în 17 mai 2022. Avem 28 de termene de judecată până în prezent, dintre care 5 amânări ale pronunțării, iar după 5 amânări ale pronunțării, la al șaselea termen, practic la termenul cu numărul 28, judecătorul simte nevoia să repună dosarul pe rol și să citeze încă o dată niște martori. Din punctul dumneavoastră de vedere, ca președinți de instanțe din Gorj, ce ar trebui să înțeleagă un ziarist din presa locală din treaba asta? Deci fapte din 2017, suntem în 2024, nu s-a terminat procesul la fond, 5 amânări ale pronunțării urmate de o repunere pe rol. În condițiile în care majoritatea avem de pildă copii care când ia vacanța de vară ne spun, am teme de făcut. Copiii așa alocă timp pentru teme, pentru că vacanța de vară nu durează la nesfârșit. La fel și un judecător, mi se pare elementar. N-am fost și nu o să fiu magistrat. Dacă înveți fapte din 2017 și tu ții dosarul 3 ani, care mai e sensul să mai cheltuim bani publici să mai judecăm? Vă răspund eu parțial, vă răspunde și colegul dacă poate. Deci, pe ce este în lucru la un judecător, eu nu pot, ca președinte de instanță, să intervin. Este tot ce pot să fac. Deci, în situația în care se iau cauze în pronunțare, dacă văd că se întârzie motivarea acestora, da, avem, fac situații lunare și atunci când constat că s-a depășit rezonabil termenul, într-adevăr, trimit pe secții să ia, să justifice, să motiveze de ce se întârzie sau să impulsionăm să se implice să le soluționeze. Atât de timp cât dosarul este în cercetarea judecătorească, nu am niciun fel de pârghie să intervin. Este strict, adică justițiabil poate sesiza inspecția judiciară sau, mă rog, alte... În dar cazul ca de președinte față, de instanță, nu, cel puțin asta sunt... de față, directorul general de la APARegio a săvârșit posibilă infracțiune de delapidare chiar împotriva APARegio și nu ne putem aștepta ca APARegio, partea vătămată, să sesizeze inspecția judiciară. Dar v-aș întreba, doamna președintă, cine face evaluarea anuală a
judecătorilor de la Judecătoria Târgu Jiu. Participă președintele judecătorii la această evaluare anuală? Nu se face anual. Acum e diferențiat. Se face o dată la 5 ani sau în funcție de vechime. La modul real, are președintele de instanță pârghii să corijeze, să atragă atenția, la evaluare, să sunt sancționeze niște criterii astfel de comportamente care se au în vedere. Și printre acestea, într-adevăr, este și numărul de cauze, atacabilitate, gradul de atacabilitate. Nu am acum afișă. Acum un pic ca să revin la exemplu dat de dumneavoastră, să facem o analogie cu elevul. Și unul elev, părintele sau profesorul, îi apreciază conduita de-a lungul anului nu prin prisma unei note de 5 sau de 4 sau de 7. Se face o medie și la evaluarea unui judecător se poate întâmpla să aibă un dosar, să spunem, cu probleme sau un dosar în care s-a admis calea de atac și s-a desființat. Dar dacă media acelui judecător este una în conformitate cu media instanței sau media pe raza curții de apel, nu poți să-i acorzi un calificativ mai mic. Acum nu vorbesc de cazul acela aparte de, pe care l-ați prezentat dumneavoastră specific, dar explic așa ca și mecanism. Și în cazul Țundrea, să știți că e posibil ca judecătorul ăla să fi fost impecabil în restul cauzelor, dar ăla a stat 10 de ani în pușcărie. Se întâmplă erori judiciare, este regretabil, dar este inerent oricărui sistem de drept. Nu cred că există vreun sistem de drept în care să nu aibă loc erori judiciare. Și în America, unde ne uităm tot timpul cu admirație ce frumos se desfășoară procedura, și acolo sunt erori judiciare grave și acolo există pedeapsa cu moartea, unde nu mai întorci omul pe lumea aceasta. Deci e regretabil, e groaznic. N-aș vrea să fiu în locul unui om care pățește așa ceva. Dar atunci, cum spuneați dumneavoastră, desfințăm sistemul juridic și cu totul. Pe de altă parte, mai e o situație. Una e ce vedem noi în exterior și una e ce are judecătorul în dosar. El vede cel mai... Nu știe mai bine ce probe are, ce acte sunt. Adică din afară poate par ciudate lucrurile. Și ne putem da cu părerea, dar... Când ai dosarul în față, nu mai e chiar... Tocmai de aceea ne este greu să emitem o opinie la acest moment. Judecătorul are posibilitatea repunerii pe rol a cauzei în momentul în care nu se consideră lămurit cu privire la probele administrate în cauză. Probabil că acest lucru s-a întâmplat și în cazul colegului meu. Înțeleg că au fost mai multe amânări. Poate amâna pronunțarea timp de 120 de zile. Dar are această posibilitate prevăzută de cod de procedură penală. Nu am mai multe detalii din acel dosar, pentru că, așa cum a spus și cu doamna judecător, nu avem pârghile legale de a trage la răspundere un judecător care este independent. De acord, domnul președinte, și vă spun cu bună credință așa. Atât ziaristul, cât și judecătorul trăiește într-o comunitate și are datoria și profesională și morală să contribuie la bunul imers. Iar în cazul de față, în județul Gorj, sunt câteva sute de mii de persoane afectate la modul real, la nivel de calitate sau lipsă de calitate a unui serviciu elementar, apă și canalizare, de prestația acestui manager. Ori mă gândesc că și colegul dumneavoastră, care ține acest dosar de 3 ani, trăiește aici și știe contextul. Și știe că e un dosar vizibil și că se ajunge ca și colegii dânsului din judecătorie să fie etichetați așa cum este etichetat dânsul, pentru că eu am văzut pe rețelele de socializare oameni de rând care au învățat să se uite pe portalul de judecată, strigându-și indignarea față de modul cum decurge judecarea acestui dosar. Și mă întorc de unde am plecat, încrederea în justiție. Trebuie să existe o solidarizare a magistraților care să păstreze toți un anumit nivel de profesionalism. Pentru că în momentul în care avem un scandal, cum a fost scandalul cu fiul colegii dumneavoastră care a fost președinte la Novaș, da? Și în care la fel se merge cu niște soluții cinice, care sunt mediatizate și în presa centrală. În momentul în care avem un astfel de dosar, Traian Pătrășcoiu, e foarte greu să mai convingem noi populația că trebuie să aibă încredere în toți magistrații și că vor beneficia de acces la justiție de calitate în județul Gorj. Vă mulțumesc! Așa că noi avem în vedere asta. Totdeauna, cred că ați observat, de câte ori ați avut solicitări, v-am răspuns. Eu personal monitorizez, că nu când o monitorizez, primim și de la CSM zilnic revista presei. Și eu totdeauna informez și președinții de secție, să informeze dacă, cum a spus dumneavoastră, în caz așa, deci mai mult decât atât, de existența asta cunosc. Să știți că și pentru magistrat este presiune când apare apar remediatizat în presă cazuri, pentru că poate unii
nu zic, nu știu, ai putea fi tentat ca să dai satisfacție opiniei publice să iei o anumită măsură și ulterior să se... Ați văzut, au fost situații când au fost cazuri foarte urâte penale, crime sau așa, când a fost o, din punct de vedere social, o indignare și poate s-au luat niște măsuri preventive și ulterior să se constate că nu erau persoane respective vinovate și tot pe judecător s-a întors Unia Proletară după aceea. Deci, vă asigur că judecătorii nu sunt confortabili, adică nu stau și privesc cu detașare. De fiecare dată reamintesc și eu care este rolul nostru. Nu suntem decât să înfăptim actul de justiție și interesul justițiabilului, asta avem tot timpul în vedere, la toate ședințele discutăm. Dorim să avem o practică unitară, tocmai ca să nu fie discuții. Știm că avem această imagine și facem tot ce putem să o îmbunătățim, de aceea mi-am și propus să facem cât mai multe întâlniri, să ne explicăm, să ne înțelegeți care, după ce mecanisme funcționăm, pentru că numai așa putem să ajungem încet, încet să ne fie înțeleasă activitatea.